ședință ordinară a Consiliului Local, prin dispoziția domnului primar, la 106 din 5-3-2018, se constată că din cei 15 consilieri sunt prezenți 14, absentând motivat domnul Boacă Leonard. Prin urmare, fiind întrunită majoritatea Consiliului Local, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Avem aici prezent un domn care participă la lucrările ședinței fără drept de vot. Cum vă numiți? Constantin Gheorghe. Așa cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, sunt trei proiecte pe ordinea de zi, cel privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și frumusețarea comunei, privind planul acțiunilor de interes local pentru repartizarea orilor de muncă la legea privind venitul minim garantat și raportul domnului primar privind starea economică, socială și de mediu a comunei Uituz pe anul 2017 și planul de dezvoltare economică, socială a comunei Uituz pe anul 2018. Având în vedere că Comisia de Specialitate, respectiv Comisia Economică, a dat aviz la încă 4 proiecte de hotărâre, se propune spre dezbatere și următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 96 din 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție construire dispensar medical uman în localitatea Uituz, comuna Uituz, județul Bacău. Este încă un proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Acesta nu a primit aviz atunci când a fost transmis spre dezbatere în comisie, dar au trecut cele 30 de zile prevăzute de legea 215 și, prin urmare, poate fi supus dezbaterilor. Și încă un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizate ai obiectivului de investiție, amplasare rețea de țeavă corugată pentru asigurare scurgerea pe fluviale și balastare drum local în satul Cărcâi, comuna Uituz, județul Bacău. Dacă nu mai sunt alte probleme, supun aprobării proiectului de ordine de zi completat cu cele 4 proiecte de hotărâre. 14 proiecte, da? Dacă sunt observații la procesele verbale din 15.02.2018 și cel din 23.02.2018. Prin urmare, supun la vot prima oară procesul verbal al ședinței din 15.02. 14 voturi, da? Și cel din 23.02. Totodată, domnilor consilieri, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46 din legea 215, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local să nu ia parte consilierul care fie personal, fie prin soț, soție, afinț sau rude, până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local, cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 57 alinia 4 și articolul 101, hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea acestor dispoziții fiind nule de drept. Având în vedere opțiunea domnilor consilieri din ședința ordinară din luna februarie, prin care domnul consilier Floroi Costica a fost ales președinte de ședință, îl invit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc pentru alegerea pe care ați făcut-o și încrederea acordată și vă asigur că ședința se va desfășura în condițiile respectării prevederilor legale. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și înființarea comunei Uituz de anul 2018. Are cuvântul domnul președinț de comisie, domnul Apostol Dorel. Da, s-a dat aviz. Domnul Plundoiu Damian. Și domnul Bacă Leonar. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Trecem la dezbatere pe marginea materialelor prezentate. Cine dorește să ia cuvântul? Da. Și eu, domnul... Da, da. Are cuvântul domnul Osoroș. Urmează domnul Bogdan. Materialul este, după părerea mea, complet întocmit, cu aspecte reale din
cu mâna noastră uitul. Eu aș veni doar cu o propunere să inițiem un proiect de hotărâre în Consiliul Local ca să împiedicăm staționarea mijloacelor de transport pe trotuare. Dacă se parchează o jumătate de oră, o oră, nu e o crimă, dar se staționeze zile, ore, este o crimă, pentru că nu se poate circula populația acolo unde se staționează mijloacele de transport, nu au cum să circule pe trotuare. De asemenea, ar trebui să avem în vedere în Consiliul Local să reparăm trotuarele acolo unde situația impune. Sunt zone unde se poate circula, dar trotuarele sunt, nu sunt reparate și integritatea cetățeanului este pusă la îndoială. Atât. Mulțumim, domnul Bogdan. Fără legat de trotuare, am depus și un amendament în scris la statul. Da, dați-mi voie să-l citesc. Da. Citește-l. La proiectul de hotărâre se propune completarea capitolului 1, articolul 1.6, cu reparații trotuare pietonale din comuna Uitare. Ar trebui să... Ați fost gândul la care? Da, e o problemă trotuarele și clar ar trebui reparate în limita... Dar acolo unde staționează mașini câte 48, 60, 70 de ore. Am mai adus în discuție treaba asta și exact mi-aș vădut s-a și rezolvat. Trotuarul e de unde nu public. Da, și mie. Dacă poți să îngheziu și o puțină asupra... Da, ție, ca să dea un răspuns sub domnul Vice. Da, da, până se pregătește domnul Bogdan, are cuvântul domnul primar. Dacă îmi permite să intervin și eu pe marginea temei cu parcarea. Am avut veștii că incidente cu băiatul domnul Valentin. A parcat în fața primăriei, am ajuns până la poliție la Bacău, i s-a dat o amendă, s-a ajuns în fața bisericii, pe oriunde numai jos la asta, că le-am dat voi în piață, de la mine putere, dar am zis să nu mai parcheze oriunde și a culminat cu parcarea în fața școlii, dacă vă duceți în fața școlii, a stricat tot trotuarul de pietoni, a spus la doamna directoare, doamna directoare i-a tras atenția, a făcut sesizare la poliție, a venit aici, a strigat, el plătește... Domn primar, toată instituția este în fața instituțiilor care se știu dumneavoastră, nu are voie să parcheze. Și am ajuns acum să-i fac la întreprinderea la care lucrează, el a zis că am ceva personal cu el. Nu, aveți. Domnul Boacă, lăsați să vorbească domnul. A zis că am ceva personal. Vă rog frumos. Este legii, domnule. Domnul Boacă, vă rog frumos. Nu e tocmeală. Domnul Boacă. Vă rog frumos. Da. Vă rog frumos. Vorbiți când vă vine rândul. Este legii și cu asta. Eu am dat sarcină la poliția locală să atenționeze pe toți care parchează mașinile ilegal. Nu prea s-au conformat. Când le-am făcut acum, în fiecare an, se dă un calificativ. Când le-am dat calificativ, nici n-am vrut să le dau de bine, am vrut să le dau de satisfăcător. Vai, Doamne, ce mare supărare pe capul lor, că nu le-am dat foarte bine. O să trec la sancțiuni mult mai drastice cu ei, pentru că cum le-am a văzut calificativul bine, și-au și luat concedii medicale, că ei muncesc nu știu cât și nu știu ce, nu fac prea mare lucru. De-aia trebuie să-i mai chemăm și cu ajutorul dumneavoastră să-i atenționăm. Dacă cumva nu își fac treaba, mai bine, chiar dacă am cheltuit o grămadă de bani cu ei, și când era domnul primar, a zis odată doamna Lenuța că e mai bine să scăpăm de ei, pentru că e mult mai rentabil pentru întreprindere, pentru primărie. Că angajăm o firmă specializată și știm că își face treaba. Da, atunci mă scuzați un pic, dar aveam 12 polițiști la poliția locală, unii erau din Uituz, dar
comisia care a acceptat angajarea lor, au trecut cu vederea pe faptul că ei nu corespundeau. De exemplu, Boacă, Irinia, avea un defect din naștere fizic. Ăsta nu corespundea la ca poliția, cum poliția locală. Și totul nu s-a acceptat. Da, și eu vrem să luăm hotărâre, să-i chemăm, să nu spună că e ceva personal, eu vreau să-și facă fiecare treaba. Până au dat o sancțiune și o amendă, a trecut un an și ceva. Pentru că, vă spun sincer, apare din județul Covasna, începând de la Covasna, Târgu Secuiesc, Baraolt, apar Brașov, nu vă mai spun, Sibiu, apar amenzi pentru staționări ilegale, pentru vânzare în piață fără acte legale, la noi nimica nu fac și spun că muncesc de nu mai pot, știți? Nu știu cum să vă spun. Ar trebui să chemăm și în fața comisiei, că știți prea bine, în fața Consiliului, că Consiliul e suprem în Comuna Uituzei, poate să iau hotărâri cât mai bune. Și să vedem ce facem. Ori muncesc, ori nu, chiar dacă am cheltuit. Ori facem ceva, pentru că nu se poate așa ceva. Acum, la ședință, ați văzut, ne-am dus 5-5 ne-am dus și chemam să-și pună 5 ani. Și de-aia vă spun eu oricum am, într-un fel am sancționat, o să trec mai departe cu sancțiuni, până o să vedem, ori muncesc, ori nu muncesc. Și sper să se rezolve problema asta. Că până la urmă trec la poliția din comună, care și ăștia nu prea vrea sincer să lucreze. Când i-am atenționat cu o parcare aici, a zis să facem în scris, că ei o să rezolve. Când era cazul să vedea mașina, că era pe trece de pieton. Eu le-am dat voie la foarte mulți în locuri să parcheze și în piață și undeva la ferăstră unde ține voie autobuzele și asta. Nu suntem așa absurzi, dar răspunsul a fost că el dacă aduce bagajele, cum să vină cu bagajele de acolo? Dar pe mine mă interesează sau pe noi ne interesează că unul are bagaje să ia parcarea, să strice parcarea? Deci nu știu cum să spun. De-aia trebuie să... Eu oricum o să încerc să fiu mai dur, nu mă interesează, pentru că sunt remorci care sunt pe trotuare, sunt și încep să dau amenzi. Și dacă mă susține și dumneavoastră, este și mult mai bine. Cu siguranță. Cu siguranță vă susțin eu. Mulțumim, domnul primar. Ia Sorine ăștia în pinatuș. Nu mai bine. Ia și demnează. Domnul Petricior, aveți cuvântul până... Mulțumesc frumos, viceprimar. Vreau să supun atenție și dezbatere un punct, punctul 6, unde zice balastarea drumurilor comunale cu piatră concasată. Am mai adus în discuție și la o ședință anterioară. Am fost pe la compartimentele de specialitate din cadrul primăriei și am cerut câteva date tehnice privind balastarea și reparația drumurilor pe anul 2017. Am cerut suma care s-a cheltuit pentru aceste reparații, care este în valoare de 398.642, adică aproape de 4 miliarde în bani vechi. Mulțumesc. Și au fost reparate drumuri pe o distanță de 12.580 de metri linear, adică undeva la 12,5 km. Am luat în considerare o lățime medie de 4 metri, și ar veni un cost de 8 lei pe metru pătrat. În același timp am consultat și o firmă care lucrează în domeniu și am cerut o sumă care să ne arate cam ce cheltuieli s-ar cheltui pentru decopertare cu un strat de 10 cm, piatră concasată și compactarea sa cu un cilindru. Din ce mi-a zis, ar fi undeva la 25 de lei metru pătrat. Într-adevăr, este mai mult, dar este o soluție mai bună. Am avut plăcerea să ne bucurăm de primăvară câteva zile și am văzut că aceleași drumuri care au fost reparate sunt la fel ca înainte. Aș propune să încercăm o soluție mai bună, chiar dacă este mai costisitoare, dar trebuie să gândim pe termen lung, pentru că dacă reparăm un drum anul acesta,
anul viitor să nu ne mai întoarcem. Acum vă invit și pe dumneavoastră să vă exprimați părerea și să luăm o decizie ca să nu în fie, ca nu în fiecare an să reparăm aceleași drumuri și la sfârșit cheltuim banii degeaba pentru că nu există niciun beneficiu. Mulțumesc. Domnul viceprimar, da, pregătește domnul consul. Ultimul domn. Amendamentul lui Bogdan este bun, dar trebuie să ținem cont că anul ăsta se va schimba toată țeava de gaz metan din comună și dacă faci introdoarele acum, peste câteva luni o să vin și o săpi. Întâi trebuie să prindem un amendament, după ce se bagă țeava de gaz, se înlocuiește, să faci introdoarele. Și ce obligație au cei de la gaz dacă o să stai? Să le aducă la forma inițială. Păi știți, că le aduci la forma inițială, nu le mai aduci la forma inițială. După un an de zile se fac mai gropi și șanțuri. E două zile să le gândi puțin. Dar sunt domnice, sunt drumuri unde nu avem un conductor de gaz. Păi da, nu, eu vorbesc de trotuare. Dar să apucă de treaba asta. Da, să se numea deja aici, da, verde și ei să apucă de schimba toată țeava. Trebuie să ne gândim puțin, nu facem trotuare și facem asta pe ei. În amendamentul ăla trebuie completat, părerea mea, dacă sunteți de acord, să trece după ce s-a băgat țeava de gaz metan, s-a înlocuit țeava de gaz metan, să facem noi trotuarele. Da. Mulțumim, domnul apostol. Da. Proiectul de hotărâre este foarte important, dar consider că a fost dotat cu specificitatea și am discutat această problemă și la Comisia Economică. De exemplu, dacă vă uitați la capitolul 2, la articolul 2, cetățenii din Comuna Urtuz de revin următoarele obligații. Interpretarea lasă de 2. Circulația pe drumul public și utilizarea de transport necurățate după efectuarea lucrărilor agricole. Comercializarea unor produse prin ocupare zonului. Deci, după cum îmi scrie aici, cetățenii sunt obligați să calce... Dacă vă uitați un pic pe articolul 2, sunt vreo 6 puncte care nu au înțeles. Producerea de zgomote de orice natură cu intensități peste limite admise. Dacă ne uităm cetățenii cum le revin următoarele obligații, deci obligația cetățeanului de a produce zgomote de orice natură cu intensități peste limite. Deci, agresiv tare. Dar sunt multe greșeli. Deci, la punctul A, la B, la C, la D, la E, la E, la M, la F, la S, la T. A uitat să pun o parte să... Deci știți că am discutat problema aceasta și în comisia. O altă problemă ar fi. Ce-a de evidența aia? Măsurile... Deci mai sunt și alte măsuri care contribuie la promoțetarea localității, dar nu au fost menționate în proiectul de hotărâre, ca de exemplu. Curățirea și întreținerea cimitirului eroilor, Oituz, Poana Sărată, Pietroșa, monumentele istorice din Comuna Oituz. Curățirea și repararea stațiilor de autobuz care sunt degradate. Înștiințarea societății Ion Electrica pentru îndreptarea și alinierea stâlpilor de susținere a conductorilor electrici de la, din direcția Pieții și până la Hotar. O să vedeți cum stâlpul e plecat în stânga, unul în dreapta. Deci de la Piață către Hotar, la Bogdan, și o să vedeți. Sunt la Fierăstrâie, sunt deci asta nu-i treabă, nu ați putut o simplă adresă, ne trebuie. Am fost la fața locului cu ei, domnule, m-am dat. Când? Nu fost și la călcăi, la intrare în călcăi. Da, a fost. Asta în aia, că nu mai minte acolo, mai țină. Domnul Bacu, vă vine reprodușă. A vorbit și domnul Bogdan. Activități de curățire și întreținere a izvorului din zona Podul Negru, pentru care s-a cheltuit în anul 2017 suma de 20.000 de lei. Reabilitare Casa Catarana. Deci noi solicităm cetățenilor să-și frumuseți casă, fațade, dar noi nu ne reabilităm proprietatea noastră, Casa Catarana. Știm toți în ce stare de degradare arată și continuu să degradeze. Reinstalarea panoului de informare Comuna Oituz de la Gotar, Comuna Bogdănești, care e căzut jos de anul trecut. Și nici în prezent nu-i... Păi numai ce se face, e de altul nou, doamne. Altul nou, doamne, dar de un an de zile căzut, doamne. Păi, acolo, pe un an de zile. Păi, de exemplu, dacă e pentru frumusețarea comunii, nu e normal ăla să ne instalăm? Și acum avea o problemă. La punctul 2. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se va face de către Curtea Locală Oituz,
și de către alte persoane puternicite de primarul Comunei Răduz. Aici nu dau nicio persoană puternicită. Consider că și inspectorul de mediu este obligat să aplice sancțiuni. Nu se merge normal pe sancțiuni. Sancțiunea este și avertisment. Se poate merge pe prevenire. Dar aici, în proiectul ăsta, inspectorul de mediu este scos din calitatea de agent constatator. Și nu e corect. Nu există inspector de mediu care să nu ia măsuri. De exemplu, merge în comun, constată ceva, vine la poliția locală să ia măsuri. Mi se pare absurd. Mulțumesc, domnul președinte. Și eu vă mulțumesc. Care este boacă, Leonard? Vreau să întreb dacă este reală cifra asta 11.085 de persoane dacă sunt în comună. Antivorbitorii mei v-au spus destul de, nu trebuie să mai adaug eu. Asta mă vreau dacă e cifra asta e reală sau nu. Dar iau tabele. Asta ajunge la următorul punct. La următorul punct. Eu așa mi-a căzut acum voi. Da, mulțumesc. Dacă e reală, reală sau nu? Domnul Ungureanu. Că după câte știu eu, nu prea e reală. Noi în comisia noastră am avut amendament. Să în comisie și aș dori să completez pe lângă domnul Petrișor cu o propunere să facem, să stabilim o locație undeva, să facem un depozit de piață concasată pentru un son de drum exact cum a spus dumneavoastră, să nu mai apucăm să cărchim drumurile, să facem exact într-o zonă să fie integrat. Mai continuă domnul Vacaru, mai are ceva de completat? Da, tot la obligația cetățenilor aici scrie să nu se depoziteze gunoi de graj pe domeniul public al Comunei Uitud sau în preajma cursurilor de apă. E o problemă dintotdeauna. Am adunat o sară să vedeți cât i-am atenționat, da. Prevăzută și cu amendă de 206 de lei. Le-am dat avertismente și pe Bogdănescu, ducea gunoiul tocmai la ieșire din Hățman. L-am întors înapoi cu gunoiul, le-am arătat unde să pună... Și încălcăi, sunt foarte mulți care depozitează gunoiul de graș pe mama. Nu m-am încălcă, vede tot. Când s-a dus cineva să ia, au zis că e gunoiul meu. Când am venit de la fir și le-am spus că dau bani să facem o platformă betonată, că dădea bani gratuit, niciunul n-a venit. Pentru o vacă a mea nu facă. Asta, dar gunoiul îl duc și aici, la unde stadionul vechi, de tot. Deci, pur și simplu, nu pot. Sau se ia gunoiul și aruncă gunoiul. Eu de-aia, în fiecare săptămână, strâng câte o mașină de gunoi de peste tot. Începând de la Poiana Sărată până la asta, strâng gunoiul de peste. Aveți la mine în grădină. Pierdem timpul cu asta. Aveți omul la buzunar, o să vedeți că data viitoare nu mai știu. Am început. Începând și cu media, am pus peste tot. De la media am pus plăcuțe pe unde depoziteau, cu cât e amenda, am pus, sunt amplasate plăcuțe cu avertizări. Nu de aruncat. Mulțumim. Îți dea anul trecut puse. Domnul Apostol mai vrea să... Domnul primar, acum după ce se va duce zăpada aceasta, există o posibilitate să cumpărăm niște piatră concasată, măcar să înfundăm aceste găuri. Sunt găuri peste vale, peste tot. Pe margine de la zona Rodachii și Bon, dacă a intrat uruata, a rămas suspendat. Domnul Apostol, vreau să vă aduc... Numai puțin, domnul primar. Vreau să vă aduc la cunoștință că săptămâna trecută am fost cu domnul consilier Ungureanu în toată comuna și am constatat unde sunt problemele astea cu găuri. Când era căldura asta, când a fost căldura. Acum, dacă am venit frigul și zăl, ne-am oprit. Dar m-am spus acum, după ce am făcut asta... Am făcut referacă de domnul primar, l-a aprobat, ne-am spus să-l duce. Foarte bine. Dar mai e o problemă. Dacă nu rezolvă
rezolvăm problema șansurilor, peste vale. Să facem șans degeaba, punem noi piată și compensează și oriunde. Noi trebuie să facem șans, trebuie să obligăm prin cetățenii comunii. În fața porților să fie idei voi, cel puțin, să facem noi șansurile. Că dacă nu facem șansuri, degeaba turnăm și facem. Vreau să vă spun, când mergeți la soacă pe margini, de la Iordache până sus, sunt găuri care te suspendi. Dacă s-ai dus în orată acolo, te suspendat. De la Bou, deci de la Farmul. Eu sunt de acord, eu sunt de acord, aduceți-vă peste vale ce să fie. Nu știu, am spus și peste vale, am spus. Uitați-vă la noi în centru, domnul apostol, că suntem aici în centru Vaticanului, acolo și vai de capul nostru cum ești cu mașinile. Eu nu am putut să găsbăiesc cu mașina acum, în jumătate de oră. Ce dracu tot vorbiți acolo? Dar vreau să completez la domnul Marius, vicepoar. Deja când am fost să constatăm problema care este cu pluviara, deja lumea este, nu ai ce căuta în fața gardului, nu ai ce căuta în fața postului. Deci trebuie și aici să facem cumva să fie foarte bune astea. Părerea mea ar fi ca să aducem la cunoștința cetățenilor, exact, și cu curățarea șanțului și toate astea. Să le aducem la tuturor la cunoștință, să știm de făcut. Că degeaba știe unul și zece nu. Dom'le, în termen de, ai obligația să curiți șanțul. Care șanț nu mai există șanț? Nu există șanț în bară. Domnul președinte, vă rog să nu termin. Poștașii ăștia care se duci cu mașina și ne-am cumpărat mașină, cum să duc cu asta acolo, să ducă să intervină, pentru asta sunt. Vă mai rog, iertate, lăsați-vă... Am ridicat mâna. Lăsați-vă spun, lăsați-vă numea. Lăsați-vă să vorbească cine iese înainte. Domnule, am zis, am intervenit. Poștașii ăștia care îi plătim noi, cu banii noștri și cu mașina noastră, cum intervine și să duci cu nu știu ce, să ducă să intervine și unde-i trebuie. Mulțumim, stai. Nu, împreună cu dumneavoastră nu măsuri. Dacă se mai repetă, avem o soluție. Nici o problemă, ieși afară, domnule, care e. Eu zic să ieși afară. Dar nu numai pentru mine, ci pentru ceilalți. Nu numai pentru voastre. Și pentru Bogdan, și pentru Durian, și pentru ăla. Nu numai pentru voastre. Cred că dumneavoastră ieși. Cred că și pentru băi valabil. Legea 215, nu numai pentru mine. Haideți să ne înțelegem. Haideți să ne înțelegem, vă rog. Să ne înțelegem, nu numai pentru mine, ci pentru Silica și pentru domnul. Ai sonorul prea puternic, domnule! Deci, Perică, trebuie să nu primar și... Hai, nu se poate. Până la urmă. Nu se poate. Nu se poate. E valabil legea 15 pentru mine și pentru mine. O să fim afară, prieteni. E valabil și pentru Zânică, nu numai pentru... Vă rog frumos, încă o dată. Dacă nu mai sunt probleme, eu consider că toate amendamentele sunt binevenite. Și... Eu aș dori ca să votăm proiectul cu astea, cu toate amendamentele. Păi nu le-aș citi, nu le-aș... Care le-ați ridicat, astea sunt amendamente care s-au înmătat în procesul de valoare. Și proiectul să-l votăm cu toate amendamentele care s-au ridicat. Vă rog. Eu am luat la cunoștință toate amendamentele care le-ați ridicat. Indicat dumneavoastră, nu știu dacă ați observat, chiar dacă s-au votat anul trecut unele amendamente care am revenit acum, noi în timpul disponibil sau oportunitățile care le-am avut, am început să facem, ba stațiile de autobuz, ba plombări, ba asta. Ce se întâmplă cu drumurile? Eu nu zic că domnul Petrișor nu are dreptate. Să facem un drum de la ala. Dar asta înseamnă investiție. Asta nu este investiție. Este între la întreținere, pentru că nu se face investiție. Să repară un drum cu piatră. Eu vă arăt când deja aduci o firmă. Asta trebuie făcut de proiectul ăsta. Nu poți să-i aduci o firmă să facă. Vă arăt drumuri, domnul Ionel poate să vă spună, drumuri forestiere care se fac în fiecare an și dacă nu au cantoner ca zilnic să astupe, după o lună de zile e praf drumul. Astea sunt drumurile noastre. Noi mergem, astupăm, singura soluție, să astupăm găurile și ușor să venim din urmă cu modernizarea.
Dar nu putem să facem, că nu avem în primul rând bani pentru toată comuna, să facem toată comuna un șantier. Trebuie să avem... Cred că domnul Petrișor s-a referit ca toate drumurile să fie reparate. Nu. Dar nu de la A la Z. Nu efectiv la nu poți. Noi trebuie să facem o întreținere. Așa întreținere. Și mergem mereu cu oamenii. Trebuie să țineți cont că noi nu am angajat un om să facă. Îl facem cu oamenii de la ajutor și cu mașinile noastre. Aducem balastru, aducem ce găsim și punem. Dar ați văzut, și cu șanțul am început să facem șanțul ăla. Când m-a chemat pe altul că nu a pus să lipește, acum nu știu ce, am băgat utilajul nostru. Deci tot vrea să mergem înainte. Dar de multe ori suntem nevoiți că apare urgență. Luăm de acolo, dul dincolo. Sau, am adus pentru plombări, a venit pe uliță domnul Butnaru și am făcut toată ulița lui. N-am mai reușit să ajungem pe uliță unde e domnul Floroi, cu toate că era... Nu, pentru... așteptăm. Era adus pentru unde era domnul Floroi. Dacă n-am ajuns și aici a fi mai bun, mai aproape, am făcut drumul acolo, că și aia sunt cetățeni. Acum este semnat. A fost când am vrut să aducem piatră, nu lucra balastiera. Și noi sperăm să facem. Domnul primar. Încet. Avem 5 bani în buget. Da, avem. Domnul președinte, dumneavoastră a scris la cuvânt? Da, domnul, nu scris la cuvânt. Nu, că n-ai ridicat cum am ridicat de două degete. Domnul, în vedere, am în vedere și o să fac. Nu putem face toate deodată, dar pe rând, credeți-mă că eu încerc să le fac. Și pot să vă spun cum, ce am început să facem, cum am făcut, că noi ne uităm numai la Uituz, dar am făcut și la Poiana, am făcut și la Hârja, am făcut... Ce vreau să spun? Avem bani prinși în urgență de care ați întâlnit, da? Da, bun. Păi tocmai de-aia am prins. Deci, cum vreau să spun, încercăm să înfundăm toate găurile, cu toate drumurile, dar haideți să facem un transform prin decopertare, balasoare, cu toate concasate, un șanț, să vedem cum se comportă, domnule. Asta vrem. Și nu-i greu de fapt, să știți. De anul trecut am vrut să facem prin decopertare, la care... A zis că e prea tare utilajul care l-am luat și n-a avut, atunci trebuie să mergem cu tot cu utilajul nostru de la octav până în drumul principal. Exact. Acolo, dar nu mai poți să repar, pentru că oricum înălța drumul aproape de 10 cm, mai bine de 10 cm. Toată apa se ducă la ei și ăla, vrem anul ăsta să ne începem pe ăla de copertare ca să ne axăm. La drumul principal. Atunci vedem cum se comportă. Dar așa vrem. Foarte bine, cu piatră concasată. Dar unde am mai făcut, dar uite și unde am făcut prin decopertare, noi am alergit, a doua zi a venit omul și a scos pământul, că-i cade gardul. A scos pământul, poți să vi l arăt, sau să vă spună oamenii care... Nu toți. Păi, da, uite, ne izbim de niște chestii din astea, dar eu am speranța că o să reștepăm. În semnul de protest, plec din ședință. Vă mulțumesc anticipat. În semn de protest? Da, mulțumesc. Pentru că nu respectăm legea. Dacă eu nu am respectat așa care ne vede, să plec, cei de acasă care ne vede, o să... Unii, bă, nu respectă legea. Ajunge. Ajunge. A tras atenția, domnul, să respect legea. Ajunge. Am respectat legea, bă, că alții nu respectă legea. Dacă nu respectă legea, atunci... Ajunge. Mulțumim. Ajunge. Cei care ne observă, care ne urmăresc, o să vadă că... Să vadă acolo. Că nu numai trebuie să respecte. Luați să puțin în vizual ca să-l vadă. Cum arată când e nervos? Nu, e mai bine că poate suntem mai... Mai liniștiți, nu, e mai bine așa. Trebuie să-i mulțumim că... Hai să continuăm. Da, că... da. Domnul Petrușor mai are completat ceva și trecem... Legat de drumul, ce am vrut să supun atenție, faptul că s-au investit 4 miliarde în reparații, iar drumurile sunt la fel. Deci, analiza cost-beneficiu este egal 0. Nu am cerut, Doamne ferește, să repare toate drumurile, că nu se poate. Dar dacă reparăm 2-3 drumuri anul acesta, 2-3 drumuri, alte drumuri,
înseamnă că avansăm. Noi dacă mergem tot pe balastare ca și anul acesta, mergem din nou pe același drumuri. În zona baltă, că pentru că pe acolo trec zilnic. Anul trecut, într-adevăr, s-a reparat. Dacă mergeți acum, parcă e după război. Numai grup lângă grup. De asta zic, mergem cu niște soluții ca să vedem, cum a zis și domnul Apostol, cum se comportă. Este bine sau nu este bine? Sigur va fi bine. Că dacă mergem tot așa, cu aceleași soluții, nu înaintăm, nu progresăm. Haideți să mai spune și urasă și încheiem. Ideea este în felul următor. Eu circul zilnic prin toată comuna Oitus. Anul trecut, PMV-ul a reparat drumul de pe Leșunț, cu autocreder, cu piatră concasată adusă de la Bixa, cu cilindrul compactor. Vreau să vă spun că au fost făcute și un, să zicem, un fel de șanțuri. Nu, deci, să scurgă apa. Ideea este că în două luni de zile, gropile au fost înapoi. Deci eu vă spun că eu trec zilnic. Pe Leșunț. Deci eu, nu există. Deci eu, de ce trec? Iată, concasată mare a fost adusă de la Bixa, a fost tot. Deci eu vă spun că am trecut. Ce se va pune? Deci, dacă... Autonași. Deci, ideea e... Și dacă nu-i... Autonași. Dar nu mă asta. Pază de toni... Haideți să vorbim pe rând. Bun. Ideea este că dacă noi nu facem, în primul rând, șanțul ca apa să nu stea să bătească, e o idee. Dar dacă o lăsăm să bătească, muncim în gata. În două, trei luni de zile... Păi, domnul primar, dacă vreți să vă zic cum s-a făcut. Necesare și o să trecem la, dacă vreți la șanțuri, la... Pe ulița la Biserica Ortodoxă, la Vale, da? Anul trecut, în vară, s-a băgat cilindrul... Prima dată acolo s-a băgat autogrederul. Cu autograderul, cu cilindru, cu toate astea așa. Drumul în toamnă era la fel. Mulțumim. Domnul Nenu. Deci, și ultimul. Și ultimul. Ca să am pus să ascult ce zic colegii mei și au și dreptate, au mare parte de dreptate. Din experiența care o am forestieră, că sunt ca și drumuri forestiere se comportă la fel, drumuri și uliții care avem, că sunt drumuri cu balastru, cu pământ amestecat, trebuie să luăm și să ne gândim cum facem șanțurile. Și dacă este balastru care este acum, rețineți. Întreținut, dar cu șanț de aerisire, că apa se scurgă, eu vă spun, da. Drumul... Deci, revin, fără șanțuri, ce a zis colegul înainte, degeaba punem și încercăm să facem. Ori îl facem de la șanțuri, poate că eu nu cred că este deja să trece la investiție, ceea ce spune la voastră foarte bine și așa trebuie făcut, dar eu cred că este investiție ca să iei pământul de acolo, să-l scoți, să-l duci, să-l aduci mașini de transport. Eu cred că nu este o cheltuială care putem să o suportăm. O reparație, plombări? Reparație înseamnă, desenzi înseamnă reparație. Da. Refăcut șanțul, plombat și cam atât și întreținere. Cam atât înseamnă reparație. Ce spuneți dumneavoastră deja este întreținere, este deviz de altă lucrare. Bun. Dar, dacă încercăm să facem șanțul, eu vă dau o garanție și cu balastru care pune pe piatră de bixat, într-adevăr, se împănează foarte bine piatra când completăm. Se împănează altfel și rezistă. Nu este. Nu se poate cilindra, rețineți ce vorbesc. Dumneavoastră ce spune de că încercăm să cilindrăm. La întreținere și reparație nu se poate cilindra o bucățică care ai pus-o, ai pus o două roabe de balastru, să cilindrezi. Ce să cilindrezi? Trebuie cilindrat complet ca să se rece textura și structura drumului. Nu se poate o bucățică, că iese afară. Nu există așa ceva. Și oricum ai o seasă afară, că nu faci friză cu restul, m-ați înțeles? Da. Dar dacă nu mai este apă care să porteze, să ajute, deci, prioritar, domnul primar, șanțul. Avem unde să facem pe toate ulițele șanțul? Eu nu cred. Se poate face măcar și o declivitate, să știți, sunt duturaje, cu autocrederul, care nu înseamnă șanțul, nu înseamnă doar o adâncitură în care dacă intra cu roata mașinii să rămâi acolo, să nu mai ieși. Un pic de declivitate. Un pic să aibă scurgere pe lângă gard, pe lângă ceva, ca să poate să nu se apa pe drum. Drumul să aibă profilul plombat, adică un pic ca să fugă, bombat, să poată să fugă apa pe latul. Și un pic de șanțuleț, nu, deci, să nu ne înțelegem că șanț înseamnă o săpătură, șanțul da, înseamnă un profil de 40 pe 70 trapezoidal. Nu, putem să revenim, că nu avem locuri unde în comuna autos să facem pe uli, să fie doar o mică declivitate făcută cu autocrederul. Chiar numai o rigolă spre apă. O rigolă, ușurică, ca să, să prea apă, domnule. Și atunci, cu atenție și cu grijă, nu trebuie să facem cheltuieli mari, piatră de mixat, compactată, că nu, e deja, ați înțeles, e reparat, nu este reparația asta. Asta e. Mulțumim. Da? Înainte de a supune la vot, domnul primar poate completa. Dacă
Completați ceva la ce s-a spus. Păi nu, eu am înțeles dacă și cam dacă, așa am lucrat, pentru că eu m-am consultat și cam așa am lucrat, de-aia am și luat grederul. Că grederul poate să-l facă bombaș. Da. Apa, n-am, când am încercat să fac șanțuri pe drum, nu undeva acolo, la birte, au sărit oamenii că de ce face șanță? A doua zi l-au astupat. Că e unde își trage mașina, acolo îmi trage și pe autobuzul frântul. Știi că am început, am făcut șanț. Parcă nu mai există. În partea altă, opusă, am vrut să fac șanț, au sărit oameni, nu face șanț că se duce apa pe ulița nu știu care. Că la noi fiecare e stăpân, știți? Dar n-am insistat prea mult, începe anul ăsta, începe asfaltarea. După ce o să vad asfaltarea pe multe drumuri, pentru că a intrat la proiectare asfaltarea pe baltă unde doare pe domnul. Ascultați. A intrat, deja ai dat la proiectare asfaltarea pe baltă, unde îl doare foarte mult pe domnul Petrișor, pentru că acolo am cărat balastru și au sărit oamenii, că, domnule, dacă mi-aduci balastru, intră în curte. Am oprit balastrarea, nu știu cum. Am făcut numai șanțurile. Acolo nici nu merge să facem înălțări până nu vine să măsoare, să vadă cum preluăm toată apa. Unde merge apa? Pentru că până nu... De-aia o facem cu fondurile noastre, că trebuie făcut un proiect bine gândit. Că înainte era o baltă mare, dar oamenii toți și-au făcut, au adus pământ, s-au înălțat și apa nu mai merge. Tot râul care se duce aici la strop și noi trebuie să-l adâncim și vă spun, s-a stupat aici, toți s-au făcut proprietari. Unde trecea apa prin spatele parohiei, toți au închis până la drum, sunt proprietar. Dacă vreau, acum este cu ceartă. Toți au încercat până lângă drum. Și eu am tăria să mă cer, că nu am nimic de împărțit cu ei și spun că se rezolvă. Pentru că, cum am făcut alte, merg cu poliția și dacă nu le convine să mă dea în judecată. Și trebuie întâi preluată apa. Că dacă vă duceți unde am făcut acolo curățenie și unde am vrut noi să facem o punte și acum există dalele de beton, unde-i Saramura, dacă vă uitați și cu ochiul liber, să vede aproape acolo e mai jos decât unde am făcut un poduleț care trece la margine. Și când am făcut podul ăla, vai ce scandal a fost acum când vreo 3 ani, că am făcut, am pus 4 țepe. Scandal până la Dumnezeu, că le stricăm. Ei se gândesc numai pe moment. Deci ne izbim de multe, dar noi vrem să facem și să vă spun când o să fie asfaltul, câțiva kilometri de asfalt, să vedeți cum toată lumea o să fie, o să tragă și drumul înapoi, cum sunt câțiva oameni cu cap, pe leșunți, și au pus gardul cu un metru mai înăuntru. A zis, domnule, nu las gardul la drum să mi-l stropească tot. Și s-au retras un metru. Așa a făcut odată botezatul când s-a turnat asfalt, Costel Botezatu. Da. Așa o să facă mulți când o să facem asfalt. Sunt convins că nimeni n-a rămas la un metru de că se retrage. Că nici nu poate să intre. Dacă nu se retrage, nu poate să intre cu o mașină mare, dar trebuie să începe. Și anul ăsta începe. Ați văzut că durează licitația. Deci s-a semnat cu fonduri europene absolut totul. Totul. Și ne cramponăm de licitație prin SEAP, nimeni nu știe nimic, numai prin SEAP merge totul. Mai cer lămuriri și după ce câștigă o să vedeți să dea Dumnezeu să nu fie contestație. O să fie și contestație și asta. Și de aia merge așa cum merge. Că noi, eu am sperat anul ăsta să-i dăm drumul. Acum uitați, cu primăria, cu ăsta, cu dispensarul, s-a greșit într-un loc a scris parter, și etaj, în alt loc a zis parter și mansardă. Și acum trebuie să facem iară o hotărâre, că eu așteptam să mă duc deja cu grădinițele să semnez contractul cu PNDL-ul. Și ca să nu fac două drumuri, aștept acum cu modificarea asta de... Da. Dar vreau să vă spun pentru două mici chichițe. Întârziem două săptămâni. Și așa se întâmplă. Noi, eu sper să ne mișcăm, anul ăsta o să fie un an bogat în lucrări, să dea Dumnezeu să găsim oameni. Mai facem încă 4 podețe în punctele critice și ușor, ușor rezolvăm. Dar să începem cu poduri, cu ăsta, ca să... După aceea să facem drumul. Nu fac drumul și după aceea podețul sau treburi din astea. Eu zic, să aveți, veniți și cu propune și să aveți și puțină răbdare, că nu aruncăm bani. Cred că reușim să facem.
Și acolo la dumneavoastră, nu vă uit, nu vă asta, dar așa se întâmplă. Eu aștept să se usuce. Dar nu putem face numai așa ca să... Degeaba facem. Dar acum să vedeți că vine apa mare, nu mai intră. Chiar dacă ați fost supărat. Dacă poate să ne spună, domnul viceprimar, ce drumuri sunt prevăzute pentru reparații? A zis că a spus cu domnul Ungureanu. Da, ce prioritatea care o consenie eu este peste Valea, pe râul Sărat. Deci toată peste Valea, pe râul Sărat, la Biserica Ortodoxă, la domnul Pică, pe acolo, prin spate, și la Geaboc, pe acolo, drumul ăsta. Asta e foarte... Vedeți că și la, de la biserică în dreapta spre... La Tanda. Deci peste Valea este sub orice critică la ora actuală, oameni. Respect, domnul ce-a făcut. După aceea pe Mărlin, Matplu, bătele peste tot, domnul. Cei mai grav e peste Valea și pe Rosara. Mulțumim. Domnul Plundoi, aveți ceva de... Vreau să completez că ieri de vreo 2 ani de zile un camion de balastru la intrare pe Hăzvan, mai pe românește, pate la banat, pe trotuar. În toamnă s-a mai dus iar un camion de balastru și l-au mai pus acolo. Pentru ce anume, nu știu. Asta nu e acolo la oameni. Dar șanț unde? Șanț unde? Când am dus noi utilajul acolo să facem șanț, să vedem să Dumnezeu. Și stă de vreo 2 ani de zile balastru pe urma lui, că mai urma lui, pe trotuar. Supunem la vot acest proiect cu amendamentele care s-au adus. Sunteți de acord? Primul amendament, haideți să o luăm pe rând. Primul amendament este cel al domnului Bogdan. Dar eu, la primul amendament al domnului Bogdan, la prima convocare, dacă sunteți de acord, să facem ce a spus cu țeavă. Întâi să bage țeava și cu gaz și după aceea, că nu lucrăm de două ori. Nu mai să avem certitudinea că face... S-a semnat deja, deci să scriem procesul verbal. Da. Da. S-a semnat, nu doamne, se completăm la amendamentul domnului Bogdan și treaba asta cu țeava, domnul locuire. Măcar dalele care sunt, cu capul mai sus. Când facem reparații. Toate amendamentele care s-au adus, eu consider că sunt bine venite. Asta da, să le refacute. Tot trebuie făcut. Păi, ne apucăm de drum, trebuie să... Deci dacă dorești cu completarea ce am spus și eu, cu înlocuirea întâi, înlocuirea țevii de gaz și după aceea se face trotuarele. Da. Ce înseamnă toate? Deci, la amendamentul domnului Bogdan, trei... Toți domnii consilieri au ridicat pe un amendament. Da? Dar am avut o comisie, domnul. Dar am avut o comisie, să știi. 14 voturi. La amendamentele domnului Apostol. Aș avea aici o întrebare, nu știu dacă Casa Cataramă, reabilitarea Casei Cataramă poate intra la măsuri de gospodării, asta e investiții... Nu, stați un pic, m-ați înțeles. Deci noi solicităm cetățenilor să-și frumusețeze gospodăriile, casele, fațadele, tot. Și noi, adică noi cerem cetățenilor să frumusețeze locuințele lor, dar noi locuința noastră nu o să vă împăragem. Asta am vrut să vă spun. Da. Pentru că dacă vă amintiți, din 2016 am cerut la buget, domne, bani pentru reabilitarea Casei Cataramă. Și în 2016 și în 2017. Nu s-a aprobat. Nu, da, nu am avut investiții. Dacă poate fi casa de investiții, trebuia să introducă în lista de investiții. Votăm proiectul? Votăm toate amendamentele domnului Apostol. Cine este pentru? Domnul Vice, noi. Unanimitate. 13 voturi. Fără domnul Vice. Da, domnul Vice, dacă vine... Îl întrebăm. Da. Și domnul, amendamentul domnului referitor la depozit, al domnului Ungureanu. Este necesar asta. Ca să facem un drum, se pătează. Toată lumea de acord. Și încă se va modifica articolul acela la care a făcut referire domnul Apostol cu privire la obligațiile cetățenilor, deci se va redacta. În hotărâre se revine la forma. Da. Domnul Vici, s-a votat proiectul cu amendamentele și dumneavoastră sunteți de acord. Sunteți de acord? Da. Domnul președinte, rugăminte la dumneavoastră, dacă am putea să 2 minute să ajutăm părinții cu o problemă, ca să nu mai este fără da, să trebuie. Okay. Da, vă rog. Este domnul președinte, sfântile domnul primar, cu vice și consilier. În urma inspecției de ieri, de la inspectorul de stat pentru construcții, domnul inspector Chiriță, care face supervizarea tuturor investițiilor,
ne-a oprit șantierul la Pârja, investiția pe care primăria și-a asumat-o într-o ședință anterioară și ne-a propus să dărâmăm biserica actuală complet, pentru că deja este dărâmată jumătate din ea și când am văzut situația și banii foarte mulți care se vor investi pentru considerarea unei edificiu foarte, foarte șubred, a zis că este obligatoriu să oprim lucrările, să dărâmăm tot și să facem noi investiție. Vă supun atenție și rugăminții de a schimba obiectivul financiar pentru nu pentru consolidarea bisericii, ci pentru construirea unei noi biserici la Pârja. Fără a face modificări la nivelul cuantumul de întreținere, ci doar la obiectivul de investiții. Din consolidare să fie în construire Biserica Ortodoxă Hramul Sfântului Gheorghe. Păi cred că trebuie un exemplu de proiect de hotărâre. Da, nu v-am explicat doar atât. Cred că trebuie să facem o ședință extraordinară, să luăm în considerare un nou proiect. Proiectantul și arhitectul elaborează un nou proiect în 3 săptămâni și va fi adus aici față de DTAC și PTH. Eu nu mă am să vă spun, datorită expertizei tehnice și a sfatului și a recomandării inspectorului Chiriță, nu mai putem continua lucrarea în maniera aceasta, ci trebuie o nouă construcție care este mult mai ieftină și mult mai rapidă. Mulțumesc. Domnul Chiriță a făcut un raport în acest sens. Ieri a fost, dar atășesc la... Aduceți-o copii. Aduc cu tot procesul la întregii echipe de implementare a proiectului, cu arhitectul proiectant. Mulțumesc, iertați-mă. Trecem la punctul 2. Vreau să vă salut din partea aseară la Ateneu, ieri la Ateneu Român, asociația noastră a fost premiată cu locul 1 la sectorul la asistența socială din România și nu știu dacă ați văzut știrea. Și vreau să vă felicit pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru comunitatea. Am primit felicitările întregii țări și a ministrului și a tuturor celor care au prezență acolo pentru ceea ce face Oituzu, pentru că asociația noastră este în comunitatea din Oituz și eu vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a oferit de fiecare dată și mie personal pentru locul întâi care l-am obținut, dar și pentru asociația noastră care durează proiecte sociale și culturale. Dumneavoastră muncii, dumneavoastră. Vă mulțumim mult! Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind planul acțiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă la legea privind venitul minim garantat. Are cuvântul domnul președinte de la cultură, Prundoiu Damian. Aveți favorabil ca și de la agricultură, că am luat și mai domnul. Cum vedem, eu am analiză, poate și problema este. Dacă suntem aici, ne gândim la ședință. Dar să plecăm. Tot în cadrul ședinței. Așa cu stică. Mă gândeam la fac biserica, iar. Nu. Iar sunt normală. Trecem la dezbatere. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Petrișor, 1. Mai dorește cineva? Domnul Osoroș? Domnul, dacă se mai gândește, așa iar dăm și iară suntem 10 care ne gândim pe partea. Cine s-a înscris? Am terminat și mergem mai departe. Așa. Domnul Petrișoar și se pregătește domnul Osoroș. Da, mulțumesc frumos. După aia domnul Apostol. Din consultarea materialului putem constata că trebuie efectuate un număr foarte mare de ore. 22.800. Dacă stăm și ne uităm pe anual, putem vedea că sunt 260 de zile lucrătoare și avem 63 de beneficiari care sunt obligați să presteze munca folosul comunității. Din câteva calcule pe care le-am făcut, are și că ar trebui să fie prezenți pentru organizare, ar putea fi prezenți 10 beneficiari cu 8 ore pe zi sau 20 de beneficiari câte 4 ore pe zi, pentru că 8 ore e mult să-i chemăm. Deci am avea un efectiv de 20 de oameni pe durata unei zile. Dacă domnul care este responsabil de ei ar sta cu ei, ar putea fi făcute mult mai multe lucrări decât s-au făcut anul trecut. De aceea aș recomanda să se organizeze mai bine și să cheme toți oamenii care au această obligație să presteze muncă în folosul comunității. Mulțumim. Domnul Osoroș. Din materialele acestea pe care le-am primit, nu reiese care persoană
din cadrul primăriei se ocupă cu evidența persoanelor acte de muncă și prestarea efectivă a muncii. Știu că la nivelul primăriei evidența o are orice de doamna Hedberg, dar trebuie să fie o persoană, domnul viceprimar sau cineva care... Să fii ștoș, băiatul de la asta, i-a preluat la piață. De la piață. Da. Dar nu, nu reiese din material nimic, nu spune nimeni nimic. Am mers pe același principiu care l-am găsit, băiatul de la... Cum era Traian, l-am dat în continuare ca să aibă acoperire. Din toți oamenii ăștia de la ajutor, sunt câțiva care au puncte fixe. Deci el, cum e aici, este unul care dimineața face curățenie la primărie. Știi, el a văzut situația lui Hender, lui Mihaela. Da. Luați loc dacă doriți. Veneam doar cu o jalbă pe țapă, așa că nu mai putem circula pe uliță la Coiana Sărată. Este de norocire. S-a muiat, s-a făcut nici pe jos, nici cu mașina, mașina atinge cu burta. E vorba de ulița de lângă biserică, înspre Prizaia, chiar pe sub pădure. Am încercat, am fost în legislatura trecută, s-a pus piatră în spartă o bucată de drum, de la, să zicem, de unde e un dâmb acolo, undeva pe la preotul Bitir, vreo 100 de metri încoace. Pe acolo încoace nu a mai pus nimeni nimic. Și dacă se moaie acum, mă tem că nici cu barca nu mai ieșim de acolo. Deci nu se mai poate circula, mașinile ating cu burta de pământ, de uliță. Ați lăsat un legislator la domnul primar? Da, mi s-a spus să vină aici să... Verbal l-ați adus în fața noastră, dar l-ați scris? Nu, unde s-a făcut drumul ăla lângă pădure, ăla de... Așa, așa, acolo. Sub pădure, da. La biserică spre Brizaia, sub pădure. Da, da, s-a început acolo. Ăla l-am lăsat să se mai... Am pus bala, acolo l-am lăsat. S-a pus pe 100 de metri. Acolo nici n-au fost drum, știți? Acolo nici n-au fost drum, noi l-am făcut. De partea aia l-am lărgit și așteptăm să se mai lase. Acolo știu și să mai... Nu acolo e problema. Problema este imediat la intersecția de la... Cum vine de la drumul mare și a ajuns în ulița respectivă, acolo la intersecție o bată imensă. Unde e casa aia pe Pinoi? Unde e casa aia pe Pinoi? Da, exact aia de fine sub... La un număr de gospodărie. 100 lei. Da, știu acolo. Păi aia n-a sărat 100 lei. Mulțumim, lăsați scris la legislatură și... Am înțeles. Da. În regulă. Mulțumim. O zi bună. Încerci cu ceva. Mai are cineva de completat ceva? Domnul Marius, cei de la Dărmănești, cei de la ajutor social, bănesc că asta sunt, am făcut câteva drumuri, i-am văzut pe, în afara localității, ziua, cu sat menajer, adunau, deci era câte unul. Unul între Bogata și Dofteana, unul între Dofteana și Dărmănești. Deci zilnic ei adunau gunoaie de pe marginea drumului. Eu propun nu să poate face eu ceva asemănător și la noi la Uitis. Deci, domnule, tu ai de la Bogdănești până la piață și la piață înapoi. Altul, de la Ferăstrău. Domnul, dacă-mi permiteți, domnul... Da, da. Da, îmi pare bine că ați văzut la Dofteana și la Dărmănești, dar n-ați văzut la Uituz. Că acum două săptămâni am cărat 20 sași de la intrare în Uituz, de la Bocnești, încoace până la Șterei. Și în fiecare săptămână facem traseul ăsta până la Poana Sărată. Fiecare săptămână facem. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Supunem la vă proiectul în forma cum s-a realizat. Dacă doamna Hedler, cineva a sesizat-o când unii dintre noi nu suntem mulțumiți cu... Și a venit să ne explice. Dacă este cineva care dorește explicații, e bine. Dacă nu, nu mai deranjăm pe noi. În particular.
Da, mulțumim, doamna. Cât să, la ajutorul social, cât sunt care nu prestează? 63 sunt care prestează. Care prestează efectiv, că restul au... 63 sunt persoane, persoane cu handicap și de aia, domnul Petrișoan. Trebuie să aveți în vedere și treaba. Dar am zis 63, am precizat. Beneficiați mai mult. Care prestează mult. Dar sunt listele și cu toți beneficiarii. Am precizat. Da, mulțumim. Să punem la vot. Care sunteți pentru? În alimentație, mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Raport privind starea economică, socială și de mediu al Comunii Oituz pe anul 2017 și programul de dezvoltare economico-socială a Comunii Oituz pe anul 2018. Are cuvântul domnul primar. Ca în fiecare an știți, aici s-a enumerat de când e localitatea Oituz, Grozești, cum s-a înființat, cum ăsta facem pentru... Noi ne-am propus foarte multe obiective să facem, după cum ați citit, dar... Dacă ne propunem, facem. E cam greu de realizat. Acum îmi place să fiu și realist. Că ne izbim, dacă o luăm din urmă, ne-am propus să facem la Biserica Catolică un șanț pietonal carosabil. La Biserica Ortodoxă, la fel, să facem șanțul respectiv. Dincolo la central, la fel. Între timp am dat noi niște balastru și am făcut aia cum s-au priceput. Fără o țeavă mai adâncă să preia, deci practic mai mult cârpel, știți? Bine ar fi să putem face, cum a zis domnul Dorel, să ne apucăm dintr-o parte în alta, am făcut un kilometru. Știu că l-am făcut bine, dar culmea este că tronsonul ăla trebuie să alipească de alt tronson și dacă îl fac bine, nu merge dincolo, se oprește apa sau se oprește. Eu ce m-am gândit, poate m-am gândit bine, poate m-am gândit rău, am zis întâi să dăm drumul la obiectivele astea de asfaltare și atunci poate avem și un ochi de unde să tragem cu ochiul, să putem face și noi. Alea care nu sunt prevăzute la asfaltare. Eu, oricum, o să fie asfaltare începând de anul ăsta, încep asfaltări și ăla, cum am mai zis, monumentul spre monument. Uitați, am fost foarte optimist că o să fie de la Cavalerul asfaltare până jos acolo. S-a desființat ministerul, noi am făcut proiecte, că se face parcul comemorativ, am cheltuit niște bani. N-am înaintat mai departe, că am zis, dacă primim bani de acolo, nu este mai bine să profităm de banii respectivi? Acum stăm cu speranța, dar după mine, dacă până la ora actuală n-am primit nimic, până faci proiect, până faci nimic, s-a dus centenarul. Adevărul este că, apropo de centenar, noi am făcut centenarul și începerea primul război și terminarea primului război. Acum că e Marea Unire, asta ar fi pentru Marele, cum face Oneștiu, Bacău, ăstea. Era frumos dacă ne dădea bani să avem niște obiective și ăsta, dar acum eu zic că noi ne-am făcut datoria față de centenar și anul trecut și acum 2 ani. Acum urmează să facă alții, că... Primarul de la Alba Iulia a fost pe post, a comentat faptul că s-au luat bani, deci bugetul alocat pentru centenar a fost debit cu o sumă foarte importantă. Da, dar acolo vă dați seama, tocmai acolo s-a semnat Marea Unire, de asta este o altă. Dar la nivel de comună, noi ne spune anul trecut, anul ăsta. Acum, deci, niște coroane deci, și... la înălțime și anul, asta, da. De-aia trebuie să ne gândim cine este ăsta. Că dacă nu ne dă bani mare lucru, o să cinstim într-un fel, așa? Dar nu chiar nu știu cum. Eu o să vă spun că o să vină la noi exact cum a fost când a fost aici de la
de la București cu Margareta și cu toți, s-a băgat armata, s-a băgat ăsta și noi care am băgat bani, nici n-am putut să ținem o cuvântare de bun venit și de asta sau da, să dăm plachetele noastre. Am renunțat la discurs în favoarea preanaltului și lui ăla i-a tăiat din ăsta, că până la urmă a trebuit să trimitem plachetele separat, că a ajuns niște diplome, fiecare a vrut să iasă în față, știți? Și și-a luat aplauze și-a luat aia de la armată și noi am cheltuit. Nu mai vreau să accept treburile astea pe banii noștri să-și facă alții reclamuri, ori facem noi, ori... Da, de ce facem cum dar? Mai bine nu facem, de asta. Cam atâta ce asta. Noi căutăm să... Răspundeți-i domnului Boacă cu numărul de locuitori. Numărul de locuitori, vă spun. Numărul de locuitori sunt luat după de la statistică, de la buletine și plus recensământul, dar foarte mulți au plecat. Dar nu cred că mai avem de 11.000 de locuitori. Nu, dar majoritatea au plecat. Efectiv sunt 8.200. Am avut 10.000, la 11.000 n-am ajuns niciodată. La statistică sunt 8.000. A fost un control la starea civilă cu 7.300 de votați sunt. Nu este o greșeală aici, satul duce la 513 gospodării cu 423 de locuitori. Da, nu cumva e o greșeală? Nu, sunt puștii. Sunt părăsit de casă. Nu mai e nimeni. Satul Poiana Sărată, 519 gospodării cu 346 de locuitori. Da. Și la votare nu e mai puțin. Deși la votare sunt mai puțin în Poiana Sărată decât în Hârja. Da. Am mai sesizat aici, de exemplu, Nașteri 53, căsătorii 62, decesi 148. Da, așa e. Și acum ce se spune? Omul e mai murit? Asta e situația de sus, care e realitatea. Scade rata natalității. Mai mică decât da. Și ne întrebăm de ce scade populația comunului. Păi nu avem 14 mormătări, 0 botez. Mulțumesc. Domnul Sărăș. În raportul pe care l-a prezentat domnul primar trecut, nu s-a amintit nimică legătură cu amenajarea unui baraj de retenție la Părâul Hârmăr, de la intrarea în Părâul, în satul Hârmăr, acolo este 3,5 km are acest râu, acest Părâu. De asemenea, e o zonă, în zona fostului magazin de Hârmăr, la domnul Cășuneanu, e vreo 10 metri lungime colmasată, ea trebuie să fie colmasată mai... Sub pod acolo? Acolo, de la pod mai încoace, mai la mare. La podețul. Casa podețului. Iar semeni trebuie făcute niște lucrări acolo la Părâul Hârmăr. Nici vede ce se întâmplă, pentru că cei de la Curtea de Conturi au lăsat într-un proces verbal o sarcină conducerii primării să ia niște măsuri legătură cu lucrarea aia de la Hărțmar. Timpul trece, deci o să vină probabil la anul acesta, că să trebuie. De ce n-am făcut chiar nimic? Mulțumim. Domnul Petrișor. Mulțumesc. Vreau să apreciez acest raport, că este mai bun comparativ cu anul trecut, pentru că se oferă date exacte, și foarte interesant, adică să vede cât de clar cam ce se petrece în comună. Poate planul se poate completa cu o evidență dacă există câte persoane sunt plecate la muncă în străinătate. Am putea de la declarațiile astea, puneți la autorizare. De la avis putem. Aproximativ. Eu cred că sunt foarte mulți plecați. Păi, și ar fi bine să de la, din 8200 de persoane care au venit că ar fi cetățeni în comună, practic plătești 6200. Deci cam 2000. Diferența sunt plecați. Cam 2000. Eu mi-a făcut o problemă. Mai sunt 3 luni
și ajungem la jumătatea actualului mandat și lucrările din nu prea sunt la nivelul așteptărilor populației din comună. Eu cred că anul acesta, 2018, ar trebui să... Eu știu că domnul Bodea, domnul primar s-a interesat. S-a interesat, putem un pic să insistăm mai mult, că dacă este acum începem pe timp, cel puțin o lucrare de amploare, la anul viitor este spre un mandat unde se poate realiza. Domnul Osul, și începe caminul care se lucrează la proiect. Așteptăm numai când ăsta că-i semnat tot. Extinderea primăriei, grădinițele amândouă, proiecte mari care sunt reabilitarea, nu? Plus dispensarul. Toate oricum nu vor fi. Cum? Dacă acum mă duc, asta i-am dat drumul... Și că eu să facem asta cu țeava corodată. Păi cum dacă asta cu țeava corodată ați văzut? Ne-am izbit ca aia să facem. Într-o lună de zile se face, dar noi am stat după aprobările astea, că s-a schimbat și prețurile, de aia trebuie. Noi avem, județul Bacău are doi miniștri în actualul guvern. Dar unul va pleca, am înțeles că Pișova este specificale de a-l înlocui și aveam un sprijin la guvern. Dar uite că încet nu mai avem. La care vă referiți, domnule? La ministrul Șova, dar la transport. Da, ăla e din Bacă. Știu că din Bacă, dar cum să pleci? Abia în lumii. Păi da, uite, ai pasul sunt pe lista de remaniere. Mulțumim. Mai are cineva de completat? Domnul primar, vă rog că ați greșit. Reparații Podesc este părâul Știbor, nu este. Peste părâul Beiu. Beiu, da. Nu. Beiu zice, aici la Catara. Nu. Ăla la Beiu, eu am dus la Cozan. Nu-i Știbor, acolo e Beiu. Da, nu, cred că... Ăsta la Catara, nu-i Știbor. Vorbesc, era la Beiu, domnul. Și Beiu, mai e și-a trecut Știbor, asta. Ăla e Beiu, toată ziua. Da. Aici, la Cataramă, în toamnă, începe spațiul fotmare, că am vorbit la drumuri județene. Deci avem promisiunea să lucrează la proiect, să ne facă intrarea în comună, că s-a lăsat, i-am adus pe director, am luptat, au venit. Noi trebuie să facem șanțul cu adâncime, că a zis, domnule, eu trebuie să am adâncimea ca să știu podul cât îl fac. De acolo tot pământul trebuie tras, care s-a dat în stânga, în dreapta. Ne-am adus, are o legătură, domnule primar, de colmatarea șanțului de la Cataramă până la stația Peco la Botezatul. Dacă facem și podul ăsta, eu am cerut că ăsta nu-i podul, ăsta e fost un pod care a fost. Dar îmi spunea directorul de la drumul județenii pe timpul ăla, acolo 4-5 ani, că așa e proiectul. Domnule, dacă așa e proiectul, nu putea modifica proiectul, să facem un pod ca lumea aici la Cataramă, nu tubul ăla de... Da, și acum a venit și face pot ca lumea, că noi nu putem să... De colmatare asta trebuie mult în vedere. Se lucrează în continuare. Acum facem șanțul, se însucă pământul, să nu mai cară apa. Pun lateral și după aceea nu mai îl încărcăm. Mulțumim. Are cuvântul domnul Ungureanu. Și-a putat și domnul Osolo și aș dori eu aici să vă aduc la cunoștință în zona Gălățman, acolo la pod, exact lângă domnul Făroiu, jos, că se trece podul acolo. Să urcăm. S-a făcut așa un, cum zic, la trafic greu, toată apa vine în curtea acolo, la familia Chiciori, asta așa este. Trebuie făcut acolo rigulă, ceva, să apă care vine de sus. Acolo e colmatat, din pârâul Hărzmăr, pârâul e colmatat. Da, apă care vine de sus, să vină în pârâu. Dacă se colmatează, apa se purge la vale. Vă rog să poate fi așa asta, ca să aveți în vedere. Că apa intră în garaj la omul ăla, în curte. Așa este. La cetățean. Pentru că domnul primar și despre ce este vorba, este podul de la așa, care s-a piatra care a venit și mai este atât, nici un metru sub pod. Da, și acolo trebuie de colmatat. Da. Mulțumim, domnul Ionel. Am și o mică propunere. La intrarea în marginea dinspre Bahna, să pune și pe o placă. Ei au. Ba, scrie Bahna. Spune și pe o placă. Țară în curmă. Energie. Da. Unde se da Google. Și de aici, când merge pe drumul spre Târgovna, undeva începe marginea, la sfârșit de localitate. Domnul inginer, aici da, nu știu dacă e datoria primării, nu a drumurilor județenii naționale. Nu. Primăria. Dacă ne bazăm pe ei, nu o să avem datoria. Da, adică nu costă o avere, o placă de aia, dar nu știu. Numai că trebuie să ne gândim că la județene se face cu albastru, nu cu negru.
și la fel intrarea în călcâi. Două sate care nu sunt la șoseaua națională și n-au de mers. Hai să le punem, că nu e mare. Placă la intrarea în călcâi. Mulțumim, Trăgăru. Aș dori să mai complete, dacă îmi permite, da, ce a spus domnul Ionel. Având în vedere purul la Galața, nu este de șubret, aș dori aici la dispensar să facem un indicator ca mașinile să meargă așa trusie sorii, să intre pe podul Sarca, pod Boacă și să iasă pe la Galațana cu bună. Eu, pacienții, am informat. Așa o să se facă. Șoferii sunt mulțumiți că le-am dat această indicație, dar sunt și șoferi care vin noi și nu cunosc traseul. Deci a dispensat să punem un indicator care nu depinde de județ sau de comună. O mulțumim. Nu mai are nimic de completat. Trecem la punctul 4. Informat, domnul președinte. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Are cuvântul domnul președinte. Da, domnul președinte, mulțumim. Trecem la dezbaterea materialului prezentat. Da, mergi, dacă ei au solicitat, pe ei nu au solicitat. Tot la fel, este acord. Nu este proiect. Da, mulțumesc. Vă spun despre ce e vorba, că am fost la ședință, ne-a chemat pe toți la ședință. Ei nu vor să facă, au stația lor. Și nu vor să facă cu agentul care e agreat de ADIS. Și zice că merg cu utilajele noastre și cu stația noastră. Dar cum e, i-a aprobat ADIS-ul și terenul pentru depozitarea gunoiului sau duce la Bacău? El era făcut. Ele au făcut cu fonduri europene, Comăneștiul. Și ei le-au aprobat, a zis să lucreze asta, dar folosiți utilajele care le folosim noi, nu cum vrei tu. Că atunci și Târgu Ocna ducea tot acolo și pentru chestia asta că s-a lipit, cu toate că era membru ADIS, l-a sancționat pe domnul Șiloche și atunci s-a votat excluderea, dar acum fiecare comună în parte trebuie să proiectul, că așa ăsta, că altfel ne costă pe noi. Dacă nu excludem, ne costă pe noi, crește prețul la gunoi. Că asta este. Nu v-ați spunit, da, se împuternicește primarul comunului Iorțul, domnul Bădăcan, din fața de reprezentare la gunoi. Păi noi am votat acolo. Pentru a vota. Da, apropo de asta, la articolul, în proiectul dumneavoastră, eu am făcut hotărârea, pentru că proiectul de hotărâre a fost comunicat de către cei de la ADIS, din greșeală au trecut la articolul 5 că se împuternicește președintele asociației pentru că are numele și pentru județul Bacău. Ei luând modelul lor pentru județul Bacău, deci va fi modificat pentru că numele și pentru comuna Oițul. Da. Supunem la vot. Una revetă. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea HR din 96, numărul 96 din 23.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice față de studiul de fezabilitate economic pentru obiectivele de investiție construire dispensarul medical uman în localitatea Oițul, comuna Oițul, județul Bacău. Are cuvântul domnul președinte. La Comisia Economică s-a dat aviz favorabil. Mulțumim. Trecem la dezbatere. Aici trebuie cineva să explice de ce trebuie. V-am spus, s-a greșit când a făcut proiectul, într-un a scris cu mansardă, într-un loc a scris etaj. Și atunci trebuie să modificăm să fie numai mansardă. În loc de pe ei, a trecut pe ei. Că ne cere cei de la București. Și atunci noi trebuie să avem hotărârea, că așa cere. Atâta, deci vezi, nu-i nimic. Supunem la vot atât. Vot să-l asumesc. O eroare. Una limitate. Mulțumesc. Păi așa nu-i pe care o dreptă. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Oituz. Are cuvântul domnul Apostol. Aici, la data respectivă, s-a dat aviz în comisie. Nu s-a dat aviz. Fiind ședință ordinară, nu s-a întâlnit raport de specialitate de compartimentului
și spățeta de afirmare, ne fiind acestea la fac, n-a putut fi introdus pe ordinea de zi, în luna februarie. Au trecut cele 30 zile conform legii și acum au fost introdus pe ordinea de zi. Deci, 5 inițiatori, consilier Boacă, Leonard, Apostol Dorin, Furoi, Custică, Ungurean, Vasile și Osolo și Mâni. Deci, prin excepție de la prevederile, deci, ca urmare a solicitării cetățenilor, am inițiat acest proiect de hotărâre ca o dată la 4 luni ședința ordinară a Consiliului Local să țină la Căminul Cultural să poată participa și cetățenii Comunei Tuzi. Asta a fost o mare parte din cetățeni care ne întâlnim în piață. Ca urmare am inițiat acest proiect de hotărâre. Mai mult de atât, ce vă eu întreb și eu ceva. În cazul că s-a bucărit Cămin, o să facem mai mult. Să poți să găsim ori la sală, la școală, aici. Nu este locație, domnul. Unde școală? La școală, la numărul 2. Domnul Cădor, din pe Ana cu copiii, zicem, joi Ana, nu faci corect. La în decembrie, domnul, în sala, în decembrie a făcut o ședință la Cămin. S-a prezentat cineva? Nu a fost cu mine. Nu, n-a fost, dar nu știu, nu se știa nimeni. Nu a fost, domnul, anunțat, nu se știa nimeni. S-a prezentat un singur om și acela a plecat când la sfârșitul ședinței. S-a plictisit și a plecat. Noi facem, noi vrem să facem la Cămin. Domnul că nu sunt de acord, ca să fim de acord. Am văzut că nu s-a prezentat. Dacă vin, noi facem, dacă nu vin, domnul. Dacă se adună în orice clipă, faceți așa, dacă doresc cetățenii să vină, putem face și un extraordinar și spontan. Și atunci găsim loc și la școală și oriunde unde. Domnul primar, să lasă interpretarea. Așa dacă e specificat în regulament, noi, de exemplu, în aprilie facem ședință la Cămin și vedem dacă ce cetățeni vin, cu ce probleme vin. Vin, nu vin? Nu putem să știm. O dată pe trebuie să ce mare istorie ca să... Pentru că, când fără indicație, trebuie să chemăm tot ăsta. A zis-o mereu bine. Ba să semneze, ba să... Și... Jumătate zi stau oamenii la asta. Nu, asta e unul. Nu e un impediment. Nu s-a prezentat nimeni. Unul singur. Domnul, ăsta se anunță așa, de exemplu, oamenii văd. Nu știu, la post, ce a fost, dar nu s-a prezentat. Așa, dacă spune că s-a discutat picioare. Hai să spune. Supunem la vot dacă suntem de acord ca o dată pe trimestru să facem ședința la... În aprilie, august și decembrie. April, august și decembrie. În lunile, aprilie, august, decembrie. Trei ședințe la Cămin. Atunci, la data când s-a făcut acest raport, a fost dat. Dar astăzi vreau să mă abțin. Exact mai nu mai s-a supus la vot. Nu, am zis la mine. Pentru că s-a trecut ca inițiator de voi. Da, și atunci puteți să te ții, că îți spunea la vot. Ce mare istorie. Ce te-ai gândești? Ușor, ușor. Ce te-ai gândești? Inițiator, dar să răzgândești. Ai trecut la acord de la bas la tenor, mă, ce dracu, mă, am încercat să... Dar l-am putea pe două pe două. Încercat să mergi pe calea cea dreaptă. Vreau să supuneți la vot. Da. Nu, să mergi. Cine este de acord? Odată la trimestru să facem ședința la Cămin. Să vină cetățenul și să nu mai stăm îngrămădiți. Zicem, dacă e bine. Și țineți mâinile ca să numărăm. Cine este de acord ca să facem odată pe trimestru ședința la Cămin? Apoi. Osoroș, Bogdan, Petrișor, Floroiu și atât. Și Neniu. Dar domnul Ionel, nu ești de acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceilalți împotrivă se abțin? Cine se abțin? Toți? Abțin, da. Toată lumea, da? Domnul Vici, da? Toată lumea se abține. Domnule, hai să lăsăm primar să mă tărească. Dacă se adună lume, te ducem la Cămin. Bine, domnule, hai, nu mai... Păi, stați așa, trebuia să dai în frigă. Domnule, stați, greșeala este a mea. Întâi, după ce am discutat, trebuia să-i dăm cuvântul domnul primar. Să spună dânsul. Și atunci nu ne mai cramponăm să mai... Nu ne cramponăm. Spune primarul convoc, stabilește locul ăsta. A domnul primar mai înainte a spus că... Dânsul a spus, este de acord, indiferent dacă se da lume sau nu. Este care este. În campanie electorală avem nevoie de oameni, de atunci. Acum, dacă vor să vină, nu-i potrivim să ne întâlnim cu ei. Aici e durerea. Așa este, dar acum văd că... Hai să spășim, că am văzut. Nu am nicio probleme. Hai să spășim, că am văzut. Nu vrei să înțelegi?
nici părinții la copii care erau din nou, să înțelegi asta. În momentul în care se dă șapte, de exemplu, se punea să ai primăria. Cine are lăsat de cea de cea? Și pe ea. Nu te făceam pe tine. Nu vrei să faci cu oameni, nu începe pe ea. Da. Gata, s-a votat. S-a votat. De acum nu are niciun rost să mai continuăm. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați ai obiectivului de investiții, amplasarea rețea de țeavă corugată pentru asigurarea scurgerii ape pluviale și balastarea drum local în satul Călcâi, comuna Voituz, județul Bacău. Domnul primar, aveți cuvântul. Domnule, trebuia de anul trecut să-l terminăm. Unul de la care, de la ape, nu ne-a aprobat pentru că trebuia un bazin de retenție sus. După aceea, după ce am făcut bazinul de retenție, a zis că trebuie la scurgerea Voituz făcut iară nu știu ce altă chestie. Prima, după aceea m-au modificat că trebuie o țeavă de 800, unde se ridica prețul aproape 1 milion de lei, de la 500 și ceva. Până la urmă am găsit un specialist în lucrări hidrotehnice și a zis, nu domne, cu țeava aia e bună, lăsați că aranjăm noi. Și acum a venit tot proiectul respectiv, cu modificările respective și de aia a trebuit să facem. Și s-a mai modificat puțin prețul de preț inițial care a fost aprobat cu lucrările alea de bazin de retenție și să sperăm că primim toate aprobările și dăm drumul. Că practic lucrarea într-o lună o termin. E mai greu de aprobările astea. Că și ieri pentru am primit jumătate din aprobări pentru drumul de la Balu. Și am primit și la aici la primărie. Am dat bani, că știți cum e. Ca să meargă repede, dai bani din buzunar pentru chitanțe și după aceea decontezi. Pentru, și culmea, mai avem un hop mare cu drumurile naționale. Drumul național zice, păi n-aveți 13 metri din axul drumului. Dar ce facem? Mutăm clădirea și noi mergem pe verticală, nu mergem pe orizontală. Și acum să vedem, numai acolo mai este aprobarea de la drumuri naționale. Sper să o obținem. Mulțumim, domnul Umbreanu. Când avem nici materiale. Încă se face o porțiune, pe ce distanță se țeava acolo odată? Ce lungime era? Sau în ce zonă? 468. Mulțumesc, domnul Apostol. Domnul primar, în prima fază proiectul a fost cu rigolă carosabilă. Acum cu țeava asta acordată, în cazul în care se umbli. Da, mă rog, vin aluziuri, s-a curmatat. Ce face? Are gurte, deci are gurte de vizitare, că mine de ăsta, sunt trei țevi, are gură de vizitare, plus că are o înclinație foarte mare, are viteză apa, nu are cum să ăsta, și plus că dacă se... E debit mare de apă, că am pentru că, ce se întâmplă, cum a fost proiectul înainte, pe timpul verii mergea, nu era nicio problemă. Problema era iarna, că tot îngheța și tot ieșea apa afară. Aia era problema, că era cel mai simplu, era și proiectul făcut. Dar după aceea îngheța, ridica totul și tot iarna, tot gheața de. Mai e cineva care mai vrea să compreșeze? 500 sau 600? 600. 600. Mulțumim. Supunem la vot. Una realitate. Cele șapte proiecte a fost sfârșit. Să poate face și cele întâlnirea. Vedeți ce înseamnă unul minus. Unul care strică o vară. Adesea nu întotdeauna. Mare e vocea, mai așa. Aproape întotdeauna. Aproape întotdeauna. Bun. E prima așa de care a fost așa mai strâns. Trecem la diverse. Da. Înainte de a trece la diverse, avem un musafir, un invitat. Vreți să spuneți ceva acum sau la diverse? Acum. Hai, spuneți. Dacă tot a stat... Să nu credeți că m-am retras pe ușă că îl drumeam. Nu vreau să fac la domnul Vicios.
Domnul primar, domnule președinte, stimați consilieri, n-am să încerc să critic absolut nimic. A început să-mi placă atmosfera la dumneavoastră aici. Vorbesc în modul cel mai serios. Și o să mai particip. O parte din ședințele urmăresc pe net, o parte vin aici la fața locului. Și ar vrea să încep cu punctul 6. Vă spun sincer, o parte din dumneavoastră n-ați fost de acord ca să facă ședințele la Căminul Cultural. O dată s-au urit 3 ori pe an, cum s-ar spune. Știți ce impresie o să-și facă populația din Comuna Oitus? O să-și dea seama mai târziu. Da, o să zică că băi, n-au fost de acord că le frică să stea de vorbă cu noi. Eu zic că era bine să acceptați treaba asta. Exact vorba lui domnul Prundoiu. N-o să vină lumea, că lumea e pașivă. Îmi cer scuze că trebuie să mă pronunț așa. Lumea nu mă bârfește la toate colțurile, inclusiv la biserică. Dar nu vine aici să-și spună punctul de vedere. Sau dacă se trezește unul ca mine și vine aici în fața dumneavoastră, o parte din dumneavoastră credeți că urmăresc ceva? Sau vezi, Doamne, că câștig ceva? Sau n-aș avea în zona respectivă consilier? Ceea ce e departe gândul de mine. Că dacă aș urmări ceva, nu vin, da. Nu vin în fața dumneavoastră cu probleme personale. Și nici n-am să vin dacă mai trăiesc. O să vin numai cu probleme din zona respectivă, de unde locuiesc eu. Că am văzut că s-a discutat aici de terenuri, de nu știu ce, veneau o parte din locuitori și își punea problema de teren și așa mai... Nu e acceptabil așa ceva. Nu e competența Consiliului Local și așa mai departe. Eu dacă o să am o problemă personală, o să apelez la domnul primar, că m-am foarte bine cu domnul primar. Și îmi pare bine că domnul primar este aici la ședință, că am participat la 2 ședințe la care dânsul, din motivii bine întemeiate, n-a putut să participe. Și de alta, părerea mea, zic că atmosfera asta plăcută, cred că îi datorează și domnului primar. Probabil aveți un respect mai deosebit. Una că nu-i domnul primar aici și am observat că acum dacă e domnul primar aici, numai un consilier și-a făcut un pic de cap și atât tot. Nu, vorbesc în modul cel mai serios, nu la mișto. Vorbesc în modul cel mai serios. Cu ce probleme am venit în fața dumneavoastră? Vă rog din suflet, domnul primar, să ne spuneți și nouă, cei care locuim în zona curtii acolo sus, dacă în acest an aveți ceva proiecte și pentru noi. Și la ce mă refer? În primul rând, drumul. Am zis asta, de la școală vine pe baltă până se unește jos la... Să sperăm că anul ăsta noi o să avem asfalt acolo. Nu, se lucrează la proiect. Am înțeles. Deci se lucrează la proiect... Referitor la... Deci avem aprobări. Am înțeles. Cum apare proiectul, începe ăsta. S-ar putea și în toamnă. Depinde... Da. Referitor la canalizare. După cum știți, noi în zona aia n-avem apă trasă de către comună, cum s-ar spune, tot consiliul. Dar o ai mai bună. O avem probabil mai bună, nu-i... Dar era vorba de canalizare. Vin cu rugăminte în fața dumneavoastră. Și vă rog din suflet să o aprobați. Ori ne faceți canalizare, să deversăm aici în canalizarea principală de la școala numărul 2, ori dacă nu, faceți ceva, domnilor, și luați de asta o mașină, să aibă primăria, să vină să bitanșeze fosele. Că chiar vă spun sincer, o să vină primăvara și a început apa să iasă apa în drum. Și pe urmă vine la poliția locală, te amendează, că vezi, domnule, că dai apa în drum. Dar nu dai intenționat, dar nu mai ai un sol, mai dai. Asta e realitatea la noi acolo în zonă. Dacă ați putea să ne înțelegeți, să ne faceți și nouă canalizare și dacă tot facem șanță de canalizare, să vă dăm și un furtun de apă. Și eu vă promit, dumneavoastră, că mă ocup personal și mai strâng bani de la cetățeni respectiv, din zona respectivă. Ca să facem treaba asta, că e greu tare, acolo, nu știu, ăștia care beneficiază de canalizare și așa mai departe, probabil e mai bine așa. Și poate mai scapă câte ceva, dar ar mai fi problema releului. Încă o dată susțin. Ne puteți ajuta ca acel releu să fie mutat de acolo? Sau dacă nu, să ne spuneți clar, să ne luăm adio. Dacă acel releu poate fi mutat de acolo sau nu? E o treabă care nu depinde de primărie. Aici s-a dat licență. Este pe un teren particular. Știi treaba asta, da? Este pe un teren particular, s-au făcut de partea primăriei niște mersuri și eu și domnul primar au venit cu măsurători că nu se depășește zona
Dar întrebarea mea este următoarea. Nu primăria îi dă licență la firma respectivă. Primăria i-a dat, autorizație conform planului, i-a dat autorizație de amplasare. Da, da. Pentru că sunt, ești obligat la un moment dat să-i dai. Te deții cu, toate actele în regulă. Nu poți să nu-i dai. Nu-i dai o dată și o oră trebuie. Haide să ascultăm. Haide să ascultăm și care dorește să-ți vină. Dar noi n-avem cum să-i interzici în funcționare. Numai petiții dumneavoastră, toți oamenii s-au făcut acum, da, s-au făcut. Am ajuns pe la minister. Am montat mai multe acte. Iar mai e problema, drumului de la Bârsanu, partea aia, că am înțeles, nu s-a asfaltat de acolo, nu e nicio. De la Bârsanu se face ca să unească cu asfaltul acolo. La sumă, Varaș, dacă... Așa e făcut proiectul. Și așteptam bani și de la cavalieri să vină să sunească cu asfaltul. Cavalieri nu ne mai dă cavalieri și părți. Nu știu acum, dacă dă bani, oricum, dacă nu dă bani, oricum, trebuie să-l facem ca lumea. Că... La următoarea ședință, sau probabil tot în ședința asta, încă o dată insist la punctul 6. Vedeți că lumea o să spună că vă frică de lume și așa mai departe. Dacă în campania electorală avem tupeu și curajul să mergem, da, din casă în casă. Nu, asta trebuie să înțelegem. Trebuie să înțelegem că primarul are această libertate. Nu trebuie să înțelegem numai asta, domnule. Dar eu fixez oana. Eu fixez oana. Dacă legem, păi oana fixează primarul, dar locația putem să oameni și noi. În anul 2015, domnul, dar v-am spus, în momentul în care populația dacă vreau oameni... Urma solicitărilor de la, cetățeni, nu mai știu nimeni, domnule. Poți să venim, când mi-a cerut de la partid, de la un partid, când mi-a cerut de la partid să-i dau un spațiu, totdeauna i-am dat spațiu. Și nu m-am opus niciodată. Doamna secretar, a fost semnat într-un alt document. Da. Avem obligația de a ne întâlni cu cetățenii. Și asta pe era... Aveți audiențe, respecte și de la programul ăla. Nu, consilier, la primărie, ești primar. O să vedem și o să vedem. Nu știu minte exact. Mai are cineva de completat? De la diverse? Da. Dar nu, nu știați? Ba da, dar am scăpat de mai cum e lista acolo și cum s-a înscris. Nu, nu, suntem la diverse și dacă nu mai sunt... Da, am. Și eu. Domnul Ungureanu, da. Domnul Apostol, domnul Ceașușor, deci, domnul Bogdan. Am 4 puncte. 3, unul am discutat deja la un frumos sectar. Aș dori să reamintez reabilitatea acolo, în afară, la pula de la țară, pentru malul ăla, care știi că e o problemă. Eu aș dori... Nu, nu. Până la palatul nu este chesoare ceva, dacă putem partiționa minim 4 chesoare ca să aibă și structura unde se așeze, pământul sau totul ce facem noi. Că... Noi, eu zice unde stăm. Da, acolo, exact. Acolo se îngustează drumul. Cântarea aia burlonă, cântarea tot de la port. Da, domnul primar, dar ar fi nevoie de ceva de structură jos, niște chesoare, ca să poată să se... Să sprijine. Mai bine când se duce să stabilizează. La punctul 2 aș mai dori să... Tot cu acordul să facem o identificare a unei locații pentru spate de amenajare parc autogaraj pentru, primărie. Un parking, da? Da. Avem loc al primăriei, avem un frunt, avem un, nu știu, un piață, unde doriți dumneavoastră. Avem un spațiu... Asta avem un garaj ajuns, să spate utilajele din curtea școlii. Avem un spațiu la piață, da? Dar întâi să înceapă piața, să facem, nu încep acum, să înceapă, să vedem cum e canalizarea, că trebuie să facem canalizare, să apa nu se duce și după aceea e spațiul ăla care între clădire. Ai mai ușor că este pune și asta, că am zis să-mi pun, dacă nu-mi pune, te spate pune și trebuie undeva, că nu poți să lași așa, că ai multe acolo și se spart, se pură, se... Așa, și punctul 3 aș mai dori, dacă am discutat de atâtea ori, să facem o extindere pentru camere de supraveghere prin firma ACTA, că este necesar și este nevoia, nu și coșul ăsta de gunoi, chiar și copilași s-au jucat, au glumit, coșul mi l-a dat jos. Deci făcut cumva că sunt câteva, ce minim 10 camere, cum ar fi la piață, cum ar fi la poduri. Este nevoie cu coșurile voastre. Da, da. Mi l-a salvat, că nu, dar e foarte ușor să descompun.
Mulțumim, domnul Apostol. Oricum, da. Mulțumesc. Domn primar, a venit săptămâna aceasta un cetățean la dumneavoastră, Prahoveanu Nelu. A venit? Praș, poftim. Praș. Cu ce probleme? De la Pepu... Cu gunoaile, cu gunoaile în spate la el acolo. El așa mi-a spus că a venit la dumneavoastră, s-a dus cu tractorul de la primărie, s-a adus gunoaie acolo în spate, în locuinței lui. Și a venit la dumneavoastră, eu așa, a venit și mi-a spus. Și dumneavoastră v-ați exprimat că domnul a adus gunoaiele acolo, dar cu acordul ungureanu și apostul. Bine, o să vin cu el. Nu, dar ei chestia că nu-i cu ea. Ține aminte. Și apropo de aceasta, ar fi bine din pământul ăsta care să cad de acolo, să cărăm pe malul ăla, pe unde a fost Mocănița, să lărgem drumul un pic. Îmi am cărat cât a fost mai aproape. De-aia am cărat. Vine primăvara, va, am cărat cât a fost mai aproape, că acolo vreau să lărgesc în semnal. Da, aici unde vă spune foarte aproape, de unde se escavează și până e foarte aproape. Domnule, eu am fost prins, domnul Apostol, a fost provocarea, am scris, a fost comisia acolo, am aprobare. Păi, mi-am spus și eu, de exemplu. Traficul de cetățire fac naveta zi de zi. Mă rog frumos. Preluat înseamnă și drumul ușor la care v-am spus, da? Pentru că acolo s-au cărat gunoaie, s-au cărat gunoaie și mă cădem să le acoperim, domnul primar. Tot mai mult și așa să-l amiz. Domnul Bogdan, nu știu acum oamenii. Să vorbesc și voi să vorbesc. Domnul Bogdan. Nu, domnul Bogdan era. Eu vreau să atrag atenția, s-au vorbit și despre colmatarea părăului Răzman, dar trebuie mai mult de colmatat, în toate zonele e plin. Se apropie iar sezonul ploios de vară, trebuie de colmatat părăul Răzman. Nu știu ce să fac, domnul. Pentru că e o lucrare și dacă intervin la ea și nu e recepționată, zice că... Dar și lucrare e. Mi-ați face spuret pentru decolmatare? Decolmatarea nu implică chestia asta, domnul. Domnul, eu uite, trece la doamna Nenuța, că a zis, fiți atenți că lucrarea nu este recepționată și dacă nu e recepționată și faceți lucrări la ea, zice că din cauza dumneavoastră s-a stricat. Cu toate că am mai decolmatat, că acolo ieșea afară. Să-și trebuie inundație și decolmatat. Și vreau să mai la ferăstrău acolo, la Naiman, unde este mai nouă afară. Poate face la intrare în sala, dar ăla-i aprobat. Păi te-ai făcut, că te-ai întâlnit ce-i. Acolo la ferăstrău unde este în Ficariana afară, acolo ce măsuri se iau? Acolo este la Turul Național. Domnul Ungureanu, ascultăm. Și doar nici în pălărie. Și acum mai n-ai, mai la stori, n-ai, mai acolo ies mereu. Da, de la Muncei. De la Drumul Național de pe stradă și dincolo la oameni, le-am spus la toți oameni de acolo, domnule, faceți o hârtie, că cedați terenul și atunci facem hârtii mai departe să-l aranjăm, dar trebuie să cedeze nou terenul. Dacă nu ne cedează terenul, să găsim o soluție, să urgentăm, că an de an ies acolo să blochează strada. Dar le-a spus la toți. Unul ăsta, cum îi zice, care călugăr, a făcut el o lucrare, Pârjol, a făcut el o lucrare, dar numai pe partea lui. Noi am zis, strângeți-vă, domnule, toți de acolo, spune 2 metri, dăm primăriei pentru, fără face cum a făcut cu căminul. Îl dați primărie terenul, îl face, face proiectul și după aceea îl dăm înapoi tot pământul lor. Că altfel nu poți să lucrezi dacă nu ești proprietar pe pământ. Păi să mergi să spun la cetățenii acolo. Păi da, eu le-am spus să facă. Mulțumim. Domnul Petrișor? Da. Două mici probleme. Una, am rugămintea, am depus anul trecut pentru oglindă rutieră și mi-ați promis că după aprobarea bugetului, o achiziune, ați vă rog să o luați, că bugetul s-a aprobat și nu durează mult să se cumpere oglindă rutieră și nici nu e scumpă. Și a doua problemă, vă rog să le spuneți celor de la Romprest. Unde e în plasat? La da. Și vă rog să le spuneți celor de la Romprest ca cubelele să le pună de unde le ridică, pentru că le ia, le golesc și le lasă în mijlocul drumului. Poate omul nu e acasă și nu poate să o pună imediat în gospodărie. Și o lasă, cade, trec mașini. Am văzut? Da. Dar la de nivelul... Depinde de echipele care sunt. De exemplu, fiecare care vece să răspunde, să ai o vedere. Da, mulțumim. Mulțumim. Profesorul, profesoara de sport de la școala 2 a ridicat problema că s-a depozitat materialul antiderapant pentru perioada de iarnă
pe terenul de sport din școala 2. Acest material a avut și sare și s-a jumătate din suprafața de beton s-a deteriorat. Și acum s-o refacem dacă vine căldura. N-a fost pe beton. N-a fost, dar s-a scurs de la ploi. Au să vedem, dacă nu este foarte bine. Da. Domnul Ungureanu? Eu aș vrea să spun și parohia catolică. E un exemplu, cum și-a retras gardul de aici până în jos o jumătate de metru, dacă ar face și cetățenii la fel, ar fi de aplaudat. Domnul apostol? Domnul primar, există posibilitatea să scoatem utilajele din curtea școlii? Unde se le duce? Avem prund, avem locație, avem piață, avem atâtea. La stadion acolo spate faci și magazin. Cum a făcut și botarul sub stadion, magazin, acolo spate faci. Eu am cerut permisiunea de la doamna directoare. Nu e corect, domnul primar. Nu e corect, domnule, dar acolo l-am găsit și avem un atelier acolo, avem unde să trebuie reparat. Eu fac reparațiile astea. Sub tribuna la stadion, cum a făcut și botarul, dacă vă duceți să vedeți, există posibilități, avem terenul nostru acolo, putem. Deci, nu văd ceva corect, de atâția ani de zile, atâtea utilaje, să stea copiii să joace și utilajele să intre în curtea școlii. Nu-i corect. Nu-i corect. Adică să aveți la atenție chestia asta. Nu-i avem corect, spațiu, dar putem să facem. V-am spus, după ce începe piața să vedem, avem unde vrem. Ținem o grămadă de mașini. Este spațiu. Motopompe, avem ferăstrăuri, le ținem toate aici, unde cu cheia și așa, au mai dispărut. Da, pe în câmpul ăla. Trebuie și asigurat. Dau pasă, domnule. Dau pasă. De unde pasă? Ia ziceți. Cameră. Eu vă garantez cu tot cu cameră. Ce cu cameră s-a furat? Vreți să vă spun? Dacă mergem în principiul ăsta, că se fură, nu mai face nimic în comună. Da, trebuie să faci tot. Poliția când fură zice, l-ați prins? Gândiți-vă la varianta, domnul Fumă. Ferească Dumnezeu de un accident. Ferească Dumnezeu de un accident. Sunt ația copii, acolo joacă fotbal, acolo. Îi vezi, aleargă printre remorchi, printre tractori. Deci nu, se cață de pe remorchi. Deci, gândiți-vă și la varianta asta. Noi avem spațiu suficient în comună jos și găsim un spațiu să rezolvăm speța asta. Pentru că acolo avem și budul excavator, avem și tractor cu remorcă, avem și autobasculantă, pluguri, tot. Câte mai autobaza în curtea școlii. Da, am zis, v-am spus, adică să aveți în atenție chestia așa. Domnul Bogdan, mulțumesc. În ședința am mai cerut domnului viceprimar să ne aducă și nouă în ședința... Ce lucrări se execută în luna... A trece. ...care urmează. La ce? Să reparați orice. Să știm și noi la cetățeni, să informăm ce lucrări se execută până la curs. Da, să știm și noi, că nu știm ce lucrări sunt în cea respectivă, ce carburanță au consumat, ce cheltuieli au fost. Da, domnule, face raport săptămânal cu... Știm, cunoaștem treaba asta, dar am spus pentru cunoștința consilierului, Consiliul Local, domnul primar. Poate să le aducă și să se citească cât a scălat. Păi da, domnule, dar domnul a cerut altceva. Și cetățenii urmăresc. Mai are cineva de completat ceva? Dacă nu, declarăm închise lucrările ședinței astăzi. Ne întâlnim în luna aprilie pe data de 19.